Deci dacă am făcut totul corect, fraților, pe aici ar trebui să fie... Oh my god, băi, e gigantic! Holy, și mamă, cât de horror arată, ce picioare lungi are! Mamă, e gigantic, bro! Mamă, sper să nu mă vadă. Mamă, dacă vine către mine, sunt ca și mort. Băi și fete, astăzi voi încerca cele mai creepy mituri cu Minecraft de pe TikTok din anul 2023. Da, frați și surori, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și astăzi vom face un episod foarte creepy, însă în același timp foarte special, la mine pe canal. Ei bine, fraților, au trecut aproape 3 luni din anul acesta, respectiv din anul 2023, și vă dați seama, fraților, că în astea 3 luni s-au postat foarte multe TikTok-uri cu Minecraft și vă dați seama totodată că prin aceste TikTok-uri cu Minecraft s-au strecurat și niște TikTok-uri destul de creepy în care anumiți creatori de conținut de pe TikTok ne învață cum să facem mituri creepy, cum să invocăm mob ciudați și cum să vedem, să spunem așa, să descoperim niște secrete ciudate din acest joc minunat numit Minecraft. Ei bine, fraților, asta voi face eu în episodul de astăzi. Am intrat pe TikTok și am selectat vreo 10 mituri creepy și din astea 10 după am mai selectat odată pentru că m-am uitat să văd dacă știu mai mulți oameni de el care-i treaba cu mitul ăsta și am ajuns, după cum puteți vedea, la top 3 mituri. Da, deci am ales numai 3 mituri și urmează să le încercăm pe fiecare, să vedem dacă sunt adevărate sau nu și să vedem ce se întâmplă dacă vom urma regulile găsite pe TikTok. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Este, să spunem așa, o serie destul de complicată, fraților, adică să găsești niște mituri pe TikTok și na, măcar să meargă unul, că de-aia apare videoclipul ăsta. Deci să știți că dacă vă uitați acum la clip, 100% un mit funcționează, pentru că dacă nu funcționa niciunul, nu mai postam videoclipul. Și na, vă dați seama că este destul de complicat să faci chestia asta și următorul episod îl voi posta doar când vom atinge suma de 5.000 de like-uri. Știu că este o sumă destul de mare, fraților, însă vreau să văd că vă doriți pe bune următorul episod și dacă facem 5.000 de like-uri, eu o să-l postez. Dar până atunci, hai să vedem care-i treaba, da? Deci avem mit creepy hashtag 1. Am pus aici toate detaliile și toate gen tot ce am nevoie pentru fiecare mit. Mitul creepy hashtag 1. Hai să vedem care-i treaba. Suntem lângă un village. The Chair, Minecraft Creepy Pasta. Nu știu dacă ați auzit până acum, dar ăsta, să zicem, cred că este cel mai popular, dacă nu mă înșel, din toate miturile astea. The Chair, s-au tradus în limba română scaunul, da, deci mitul acesta se numește scaunul, este un mit care a apărut odată cu jocul Minecraft P, adică Minecraft Pocket Edition, Minecraft-ul de pe telefon, și ce zic. Foarte mulți player au descoperit acest scaun misterios din pură întâmplare. Deci, într-un fel, frate, o să vă explic. Mitul acesta constă în ceva scaun ciudat, da? Deci tu, na, o să invoci într-un fel un scaun ciudat pe care, na, până acum nu l-ai mai văzut. Din pură întâmplare și au fost foarte speriați și nervoși după ce li s-a întâmplat. Mai exact, mitul vorbește despre un scaun de lemn foarte ciudat care poate apărea într-o casă dintr-un village din Minecraft, da? Deci vă dați seama de ce ne aflăm lângă un village. Dacă tu vezi scaunul, trebuie neapărat să pleci cât mai departe de el și cel mai important, dar cel mai important este să nu te așezi pe el. Eu o să fac, fraților, mitul acesta și dacă cumva o să apară scaunul ăsta, nu o să mă așez pe el. O să vedeți imediat de ce. Dacă te-ai așezat pe scaun, jocul o să-ți dea crash, iar harta ta o să fie ștearsă. Așa că, dacă vrei să încerci acest mit pe lumea ta de single player, ai grijă să nu te așezi pe scaun, că după o să pierzi absolut tot. Mitul este foarte simplu, tocmai din acel motiv, unii player l-au descoperit din accident. Tot ce trebuie să faci este să găsești un village din Minecraft și la fiecare casă la intrare să sapi un bloc în jos și acolo să pui o torță de redstone. Foarte important, trebuie să fie la fiecare casă. Iar când vine noaptea, în una dintre acele case va apărea scaunul și dimineață va dispărea. Acest mit merge făcut doar o dată pe o hartă, dacă o să mai încerci de câteva ori nu o să funcționeze. Deci băieți și fete, asta e tradus din engleză, deci dacă sunt anumite greșeli îmi cer scuze, dar v-ați prins care-i treaba, fraților. Eu trebuie să mergem, deci noi trebuie să mergem împreună în acest village din Minecraft și la fiecare intrare de casă fix în fața ușii, săpăm un bloc în jos și punem acolo o torță de redstone, da? Din câte am înțeles, asta trebuie să facem, nu?
De acel motiv, așa, o torță de redstone. Și aici, fraților, avem un diamond shovel și 64 de redstone torch. Și după vom aștepta să se facă seară. Și când se face seară, fraților, o să apară scaunul într-o casă. Gen, o să fie acolo la o masă, ca un scaun de ăla din filmele horror. Știți, fraților, clasicul scaunul ăla din filmele horror, așa de bunică, care se mișcă de la vânt și toată lumea e... ce se întâmplă? Bun. Deci asta este prima casă. Nu pot să spar blocul ăsta. Bă, hai să iau și itemele astea. Bun. Deci, fraților, mergem aici la prima casă. Dăm în jos și punem un redstone torch. Deci asta trebuie să facem. Nu știu de ce trebuie să facem asta, dar v-am zis, după cum puteți vedea, am acolo încă două chesturi. Am 3 chesturi în total cu încă 2 mituri creepy. Deci nu o să mă așez pe scaun dacă cumva apare. Ar fi foarte mișto să funcționeze mitul ăsta. Nu o să mă așez pe scaun dacă cumva apare. Uite, asta o să punem aici. Așa, ia să vedem și aici. Mă, uite, bă, că mai avem mai multe intrări. Nu o să mă așez pe scaun, fraților, dacă cumva apare, pentru că, na, nu vreau să pierd harta, că avem un episod destul de important de făcut. Punem și aici, let's go. Vreau neapărat să nu cumva să ratez vreo casă. E foarte nașpa, fraților, la miturile astea creepy, pentru că tu nu știi dacă funcționează sau nu, și dacă nu funcționează, după tot o să te gândești că ai făcut tu ceva greșit și nu știu ce... Ok. Nu prea înțeleg, fraților, de ce... Asta n-am spart-o eu, dar în fine, nu înțeleg ce e asta, în fine, ciudat. Hai să mergem mai departe. Și da, despre ce vorbeam, dacă tu faci un mini creepy și asta nu funcționează, tu după o să te gândești că, bă, am făcut eu ceva greșit și după o să mai încerci și nu știu ce și toate prostiile astea. Ok. Și mai avem numai asta, asta și asta? Mai avem doar 3 case? Doar atâta, bro? Ok. Hai să vedem. Punem și aici și mai avem numai casa aia, nu? Nu mai văd nicio casă pe aici, sper, deci fix ce v-am zis, fraților, sper să nu cumva să... Mamă, ce e asta? Bro, holy shit, ok. Mamă, n-am mai văzut de mult genul ăsta de casă. Sper să nu cumva să ratez vreuna. Hai că spargem asta cu mâna. Nu o să ne doară mâna, o să-l doară pe al nostru skin. Ok, dar ce e aici înăuntru? Sunt chiar curios. Nice, bro! Hai mă că am luat itemele astea și luăm și o sabie de iron. Poate chiar aici o să apară scaunul, cine știe. Bun, păi hai să facem o mică verificare, fraților. Hopa, mai avem aici, băi, ce era, bro? Oh my god, oh my god, v-am zis că de-aia se fac micile verificări. Pune peste tot, pentru că dacă nu, nu știi niciodată. Mamă, dar trebuie să fiu super atent. Uite, acolo e o torță. Ok, hai să fim, fraților, foarte atenți. Să ne mai uităm o dată, să facem așa un tur, ca nu cumva să fi ratat vreo casă, că dacă am ratat o casă, s-a dus totul după, știi ce zic, ok. Hai să fim foarte atenți. Mergem și pe aici, bro. Bun, deci în partea asta nu este nimica. Sus aici, în stânga, iară. Cred că nu mai are cum să se ducă village-ul și în partea asta, nu? Ok. Însă ceea ce privește village-ul ăsta mare, uite, pe aici nu mai putea să se ducă, ia. Se mai duce și pe aici? Hopa. Nu. Ok, frate, bun, deci doar atâta e. Bă, am are și un video de ăsta super ciudat ce-i drept, dar na, ăsta a fost primul care mi-a apărut în cale pe Minecraft. Aici, nu știu, frate, uite și aici e un fel de intrare. Hai să punem și aici. Hai să punem și aici o torță, ca să fim siguri, că dacă e în plus sau minus, nu prea-i pasă nimănui. Bun, deci băieți și fete, cred că oficial am făcut tot ce trebuie. Acum, eu mă voi duce în locul cu chesturile și voi aștepta să se facă noaptea, ca să vedem dacă va apărea acest scaun misterios în village sau nu. Bun, băieți și fete, s-a făcut noapte afară. De fapt, ce noapte, că e direct miezul nopții, că dacă avem lună plină, dar de fapt nu avem. S-a făcut noapte afară, fraților, și urmează să intrăm în village să vedem dacă am găsit scaunul sau nu. Am lăsat itemele aici, nu avem nicio treabă și o să ne ducem. Am spawn point aici, mă, sper să nu cumva să mă atace. Băi, dacă mă omoare nu e nimic, gen, dar nu cred că poate să mă atace scaunul. Dar dacă mă omoară, e ok. Da, aia e că nu sunt pe nume de survival. Dar să nu-mi dea crash și să mi se șteargă, cum zicea în mitul ăla. Oh my god, fraților, scaunul. Căutam scaunul nebun, nu-mi vine să cred. Ok. Aici nu e nimic, în continuare sunt torțele aici. Hai să vedem, trebuie să fim foarte atenți. Ok, foarte, foarte atenți. Aici în continuare nu e nimica.
Așa. Aici iară nimica, dar, nici măcar, adică eu știu cum trebuie să arate scaunul. Trebuie să... trebuie să arate așa, gen, efectiv un scaun super basic. Doar că, fraților, nu s-a făcut niciun sunet sau ceva de genul. Mamă, n-am uitat aici să pun. Ok. Hai să vedem aici. Nimic, absolut nimic, nu s-a auzit niciun sunet niciodată. Hopa! Hopa, fraților, am găsit scaunul. Uitați-vă, ăsta este scaunul de care vorbeam. L-am mișcat, ok, dar nu mă așez pe el. Oh my god, ok. Băi, nu e chiar atât de horror sentimentul că l-am găsit. Dar, na, acolo îi sparge. Ce salea, bro, what? E o găleată. A, o fică a spart toate chestiile din, din casa asta. Oh my god, fraților, uitați-vă la scaunul ăsta. Jeez, să mă așez pe el. Nu, 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 mi-e frică să mă așez pe el. Ok, bă, arată super horror și super ciudat. Să mă bag înăuntru cu el? Nu, 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 mi-e frică. Arată super horror și super ciudat. Doar că da, băi, am început ok, da, bun, deci este un scaun ăsta super creepy, nu ne atacă, nu nimica, dar na, mitul putem spune că a funcționat. Acum, haideți să le ducem aici înapoi, așteptăm să se facă dimineață ca să începem următorul mit. Bun, fraților, s-a făcut dimineață, mitul creepy, hashtag 1, într-un fel a fost detronat, da, deci a mers, a fost totul foarte, foarte bine. Hai să vedem mit creepy, hashtag 2. Holy shit, de data aceasta avem ceva foarte interesant, băi și fete. Bun, hai să luăm itemele astea și să vedem care e treaba. Mit 2. Distorted Creeper, așa se numește mitul acesta. Mitul creeperului distorsionat este unul dintre cele mai ușoare mituri creepy care pot fi încercate de orice jucător curios. Ăla sunt eu. În universul Minecraft-ului este foarte cunoscut acest termen distorted. Eu cred că știu de, nu știu, fraților, probabil am făcut și un videoclip în care a apărut acest personaj. Este vorba de Distorted Alex. Nu Giant Alex, foarte important, nu Giant Alex, Distorted Alex. Este un Alex așa cu negru pe el, habar n-am. Dacă până acum nu ați mai auzit de acest creeper, probabil ați auzit de alți mob distorted din Minecraft, adică Distorted Alex și Distorted Steve. De Distorted Steve nu am mai auzit, dar de Alex da. Ei sunt practic niște mobi normali, doar că au ochii negri și un fel de mâzgă neagră pe tot corpul. Creeperul nostru nu este mai special de atât. El explodează la fel ca un creeper normal și dă și la fel de mult damage. Tot ce trebuie să faci este să găsești o pădure de minim 100 pe 100 de blocuri în Minecraft și să pui acolo cât mai multe cruci 4 cu 2, gen, v-ați prins, gen 4 blocuri în sus, unul stânga, unul dreapta să faci o cruce, blocuri de emerald, din blocuri de emerald. Iar după aștept să vină seara și pe lângă alți mob ciudați o să vezi și acel creeper. Ok, deci trebuie să mă duc într-o pădure și să plasez cruci de emerald. Am înțeles, fraților. Păi hai să vedem care-i treaba, let's go. Deci, o pădure de 100 pe 100. Băi, ok, că pădurea asta din spate are 100 pe 100, nu? Adică da, e gigantică, fraților. 100% are 100 pe 100. Și trebuie să facem cruci de emerald de genul. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let's go, ok. Și asta o să-l invoce pe Distorted Creeper. Nu știu ce să zic, băieți și fete. Mi se pare destul de ciudat. Dar eu o să continui să pun astea peste tot. Pentru că de ce nu? Până la urmă, de ce nu? Nu mi se poate întâmpla nimica rău, sper. Dar hai să nu ne punem așa de aproape, da? Să avem o rază mare. Bă, asta 100% este o pădure 100 pe 100. Punem și aici. Mergem și și în față, uite. Și aici punem. Așa, și hai să mai punem încă 3, da? Hai să nu le lungim cu crucile de emerald, mai punem încă 3, te punem și aici, că oricum nu o să mergem în toată pădurea, mergem numai în zona asta în care am pus. Ok. Punem așa, avem bang. Let's go. Și mai avem încă 2. Mai pun unul pe aici, uite, aici se și termină pădurea. Și, deci punem unul aici. Sper că am făcut bine, așa. Și desigur,
Așa. Și hai să punem unul și în partea aia, dacă în partea dreaptă am tot pus. Mai punem unul aici, fraților, și aici se termină, să spunem, aventura noastră de a plasa cruci de emerald, ok? Punem așa, 1, 2, 3, așa. Oh, ok, bun, am pus greșit acolo, dar e ok. Perfect. Bun, deci am plasat cruci de emerald, se și văd, da? Deci ne uităm la ele în momentul de față. Deci nu mi s-a zis exact câte. Dar eu zic, băi, nu cred că trebuie să fac din toate blocurile, că ar trebui să fac 16, nu 16, cât ar trebui, 64 împărțit la 6, ar trebui să fac 10, bă, nu știu câte am făcut, dar cred că am făcut vreo 6, da, e bine, da? Deci nu mi s-a zis câte cruci trebuie să fac. Fraților, acum mă voi duce înapoi, voi aștepta să se facă noapte și după intrăm în această pădure să vedem dacă am găsit vreun creeper distorsionat sau nu. Ok, băieți și fete, s-a făcut noaptea și după cum puteți vedea, deja vin creeperii pe mine, nu sunt distorsionați sau ceva de genul, dar deja au început să mă atace și vă zic sincer că mie mi-e destul de frică de ei. Haideți să intrăm în pădure să vedem dacă îl vom găsi pe creeperul distorsionat sau nu, că sunt chiar tare curios să văd care-i treaba, o să-i batem pe ăștia pe toți, ok. Hai să intrăm în pădure. Mamă, n-am torțe, am uitat de torțe, bro. Holy shit, las că mergem fără torțe, fraților. Mergem. Hopa. Mamă, ok. Ciudat, foarte, foarte ciudat. Hai să găsim creeperul distorsionat fără torțe. Ok, deci vedem aici crucile noastre de emerald. Ok. Bă, da. Pe lângă că nu e niciun creeper, nu e niciun mob. De ce nu e niciun mob, fraților? A, ba, uite acolo unul. Bă, dar sunt foarte puțini mobi. Ok, lăsați-mă. Creeperul distorsionat, unde ești, frățiorul? Hopa! Niște creeper aici, tu ești, mă? Tu ești ăsta? Nu. Ok. Deci, fraților, se pare că... Sau nu, nu, hai să nu ne pierdem speranța încă de pe acum. Hai să ne mai uităm pe aici, mă, frate. Băi, hopa. Nu. Toți sunt niște creeper normal, man. Este cumva un mit fals. Hai să ne urcăm sus. Bă, uite, îmi văd toate crucile de emerald, dar nici urmă de vreun creeper, din păcate. Da, băi și fete. Băi, nu știu dacă l-am ratat eu, dar nu cred că l-aș fi ratat. Se pare că mitul hashtag 2 este un mit fals și nu există niciun creeper distorsionat în lumea noastră de Minecraft. Băi, eu zic că am făcut totul bine, nu știu dacă trebuia să pun toate alea de emerald, dar na, în fine. Bun, fraților, haideți să mergem înapoi la acest tur și să facem ultimul mit din acest episod, mai exact mitul cu numărul 3. S-a făcut dimineața, băi și fete, și haideți să trecem la treabă. Mit creepy hashtag 3. Ok, la mitul ăsta avem foarte puține blocuri, avem 5 blocuri în total. Hai să vedem care-i treaba, mitul hashtag 3. Mitul arhitectului se numește. Această legendă din Minecraft o să-ți dea fiori și o să te facă să tremuri. Nu prea îmi place cum sună. Mitul arhitectului constă în a face un fel de ritual pentru a invoca arhitectul. Acest arhitect, dar cine e arhitectul? Este un mob foarte ciudat să-i spunem. Este un păianjen gigantic care este un fel de puppet master pentru o păpușă albă. Băi, la mitul ăsta, fraților, au fost doar instrucțiunile, nu mi-a arătat poză cu arhitectul ăsta. Este un păianjen gigantic care e un fel de puppet master. Puppet master, fraților, ca să vă explic ce înseamnă puppet master, este cel care controlează păpușa, știți? Nu știu dacă ați văzut vreodată, probabil, nu știu dacă ați fost în viața voastră la vreun o scenetă de teatru cu păpuși, da, în care cineva stă în spate și controlează păpușile cu sfori, cu nu știu ce. Asta se numește puppet master. Și practic asta face și arhitectul pentru o păpușă albă. Ritualul constă în a face o construcție, la fel ca cea de la Iron Golem, dar în loc de blocuri de iron, trebuie să pui blocuri de quartz, ok, ok. Iar după pleacă la minim 500 de blocuri de locul respectiv și peste o zi în Minecraft, adică 20 de minute în viața reală, întoarce-te acolo. A trebuit să-l vezi pe arhitect. Ok, hai să facem asta, fraților. Hai să vedem care-i treaba. Deci, tot ce trebuie să o fac este să fac o construcție care are Iron Golem. Știți că la Iron Golem e așa cu blocul de iron și cu pălan sus. Și uite, îl fac aici și după mă duc în partea aia 500 de blocuri.
și aștept să se facă noapte și după iară dimineață. Și după o să-l vedem pe arhitect. Nu știu, mi se pare destul de ciudat. Dar hai să vedem, hai să-l facem chiar aici. Hai să-l facem jos aici, da? Pentru că nu prea, sau? Nu, hai să nu-l facem jos, hai să-l facem sus. Să-l facem sus, fraților, uite undeva, uite, fix acolo. Fix aici, îl facem pe arhitect. Cică. Hai să vedem, 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Aceasta este forma arhitectului. Acum, mergem fix în partea asta, vreo 500 de blocuri. Bă, eu vă zic că cel mai bine, gen, ce o să fac, bă, deci fiți atenți, eu cred că pădurea asta are peste 150 de blocuri. Da. Deci stai, nu, că 500 de blocuri se fac într-un minut. 500 de blocuri, dacă mergi un minut, ai făcut 500 de blocuri. Mamă, ce skill-uri de parkour am, ați văzut? Ok. Mamă, câte mine sunt. Ia să vedem. Hopa! Am găsit un nou village, man! Nice! Am găsit un nou village. Hai să mergem în partea asta. Mergem tot în partea asta, fraților. O să trebuiască să... Ba, nu. V-am zis că o să trebuiască să-mi fac o barcă. Dar n-are niciun sens. A, ba, da! Ba, da, ba, da. Fiți atenți. O să-mi fac o barcă. Deci fiți atenți, fraților. Pentru că am impresia... Deci am o impresie, fiți atenți, că dacă merg în față și iau la dreapta, ajung în locul ăla. Ia, hai să iau niște lemn de aici ca să fac o barcă, să văd dacă este adevărat. Că dacă facem așa, facem o barcă și ne întoarcem imediat, fiți atenți. Let's go. Facem așa cu ăsta, desigur. Desigur că facem un crafting table. Așa. Și facem o barcă. Oh my god, nu mai știu cum se face o barcă. Stai să faci și niște sticuri. Nu mai știu, fraților, cum se face o barcă. Oh my god, stai, boat. Ah, ok. Ok, bun. Ok, stai. Așa. Bun, facem o barcă. Oak boat. Ok. Hai să băgăm un golden apple și hai să vedem. Dacă nu, mergem tot cu barca, dar în altă direcție, da? Deci hai să mergem aici, deci mergem în față la dreapta și ar trebui să ajungem tot în locul ăla. Nu? Hai să vedem. Ia. Yeah. Luăm barca și mergem în față, fraților. Dacă nu, acum dacă ăsta nu face dreapta, înseamnă că nu o să putem să ajungem fix tot în locul ăla, așa că o să mergem în stânga. Da? Și o să fim la peste 500 de blocuri 100%. Poate chiar ne ducem către 1000 de blocuri distanță, dar văd că putem să mergem pe dreapta. Ok. Văd că se poate. Am ajuns bine? Băie și fete, suntem în locul corect? Nu știu, uite, acolo ar trebui să fie. Da. Nu prea știu dacă ăsta este locul corect sau... Ba, ăsta ar trebui... Da, uite, uite acolo, bun. Uitați acolo construcția. Păi, fraților, mergem în partea asta. Aștept să se facă noapte. Da? Deci aștept să se facă noapte. Și după, băieți și fete, vom... Când se face dimineață, fix după ce apune soarele, vom merge aici să vedem dacă o să-l găsim pe arhitect sau nu. Sunt chiar foarte curios pentru că mitul ăsta mi se pare destul de ciudat. Frați și surori, s-a făcut dimineață și urmează să mergem înapoi pe insula de unde am plecat și să vedem dacă arhitectul se află acolo. După cum puteți vedea, e mai ciudat peisajul. N-am așteptat chiar 20 de minute în viața reală că n-am luat o razna, dar hai să vedem, minim 15 am așteptat, hai să vedem. Se află ceva acolo sau nu? Sper că am luat-o bine și că nu am luat-o invers. Ok, hai să vedem. Momentan nu-i nimic, n-am nimic, ok. Deci un paiajen gigantic care orchestrează o păpușă albă. Oh. Hopa! Fraților, nu e nimica, dar... cum îi zice? A dispărut construcția mea. A dispărut construcția mea, bă! Holy shit, ok. Ok, nu e nimica, dar a dispărut construcția mea. Oh my god, hai să vedem dacă se află ceva acolo. Deci a dispărut construcția. A dispărut construcția, foarte, foarte important. Hai să vedem. Oh my god. Oh my god, fraților. Ești un peiaj gigantic. Și ce orchestrează, boys?
Unde este păpușa? Ok, nu-i nicio păpușă, bro. Este doar un păianjen gigantic. Oh my god, ăsta este arhitectul. Jesus, mec, cât de horror arată. Ok, asta este chiar foarte... Mamă, m-am văzut, ok, trebuie să fug de aici. Băiești, fete, cam atât a fost cu acest episod din mituri creepy de pe TikTok. Dacă mai vreți să fac și partea a doua, scrieți la comentarii, că nu știu, mi se pare că ne aflăm într-o situație foarte, foarte ciudată. Eu am fost Marosian cu Bamba pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!